Salutare, prieteni! Știați că statuia lui Decebal de la Orșova este cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa și a doua din lume? Este un basorelief înalt de 55 de metri, care le reprezintă pe Decebal, ultimul rege al Daciei. Vă invit la o lecție de geografie din care veți afla multe lucruri interesante și utile. Bună ziua, dragi elevi! Bine v-am regăsit la o nouă lecție de geografie în cadrul programului Teleșcoala. Sunt Monica Fluțăr, profesoară de geografie la Colegiul Național Grigore Moisil din București și voi prezenta un model de rezolvare pentru testul de antrenament numărul 6, elaborat de Ministerul Educației Naționale. Elaborarea acestui test de antrenament are la bază modelul de subiecte pentru examenul de bacalaureat și este alcătuit din trei părți. Prima parte, axată pe geografia Europei, a doua parte, geografia României, iar a treia parte cuprinde aplicații pe baza unor reprezentări grafice și date statistice. Pentru fiecare parte se acordă câte 30 de puncte, 10 puncte din oficiu. Să începem cu primul subiect. Precizați numele statului marcat pe hartă cu litera J. Identificăm pe hartă acest stat. Răspunsul corect este Danemarca. Numele orașului capitală marcat pe hartă cu numărul 8. Identificăm pe hartă numărul 8. Este capitala statului Albania, Tirana. A doua cerință, scrieți pe foaia de examen răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos. Orașul capitală marcat pe hartă cu numărul 2 se numește. Identificăm 2 pe hartă. Este capitala Irlandei, Dublin. Scriem răspunsul corect. Statul marcat pe hartă cu litera D se numește. Identificăm litera D pe hartă. Este Austria. Lituania este statul marcat pe hartă cu litera. Ne uităm către țările baltice și vedem Lituania notată cu litera E. În continuare, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos. Statul marcat pe hartă cu litera G se numește. Identificăm G. Este vorba despre Muntenegru. Este varianta D. Notăm 1D. Portul Rotterdam se află în statul marcat pe hartă cu litera. Ne amintim că Rotterdam se află în Olanda. Olanda este notată pe hartă cu I. Răspunsul corect este 2C. Munții Matra se află pe teritoriul statului marcat pe hartă cu litera. Ne amintim de la lecția Țările vecine României că Munții Matra reprezintă cea mai mare altitudine de pe teritoriul Ungariei. Identificăm pe hartă Ungaria, ea este notată cu litera F. Răspunsul corect este 3B. A patra cerință. Podișul Podolic se află pe teritoriul statului marcat pe hartă cu litera. De la lecția Ucraina ne amintim de podișul Podolic. Ucraina este notată pe hartă cu litera H. Răspunsul corect este 4D. Orașul marcat pe hartă cu numărul 13 este capitala statului. Iată numărul 13. Un mini-stat al Europei situat între Germania și Franța. Este vorba despre Luxemburg. Varianta corectă este 5B, Luxemburg. Aș vrea să atrag atenția asupra modului de redactare a răspunsurilor la testele grilă. Evitați răspunsurile folosind litere mari pentru a nu se confunda cu țările notate pe hartă cu litere mari. Și o să vă dau un exemplu de răspuns care poate să inducă în eroare și să vă creeze un dezavantaj în evaluare. O să luăm ca exemplu punctul 2. Dacă veți nota răspunsul corect C mare în loc de C mic, ar putea fi confundat cu răspuns referitor la Spania și atunci pierdeți din punctaj. Mergem mai departe. Subiectul D. Prezentați două deosebiri și o asemănare între clima statului marcat pe hartă cu litera A și clima statului marcat pe hartă cu litera C. Cu mare atenție citim cele trei note de subsol care se referă la elementele de climă care pot fi luate în calcul pentru deosebiri și asemănări, respectiv factori genetici, tip de climă,
temperaturi medii anuale sau temperaturi medii ale verii iernii, amplitudine termică, precipitații medii, vânturi cu frecvență ridicată sau alte aspecte climatice. De asemenea, este important să luăm în calcul faptul că punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile și asemănarea vor fi prezentate comparativ și nu separat. Nu este necesară precizarea numelor statelor. Se poate face referire în răspuns la statele respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să identificăm corect cele două state și în acest caz A este Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar C este Spania. Conform baremului de evaluare, se acordă câte două puncte pentru fiecare deosebire sau asemănare corect formulată. Și iată un exemplu de rezolvare. Avem în atenție așezarea geografică a celor două state. Ele se află situate în vestul Europei, în vecinătatea Oceanului Atlantic. Ambele state au un climat temperat oceanic. Aceasta este o asemănare. Datorită vecinătății cu Marea Mediterană, statul notat cu C, respectiv Spania, are un climat mediteranean în regiunile estice și sudice, iar Regatul Unit nu are un astfel de climat, astfel încât am menționat o deosebire. Subliniem aici deosebirea climat mediteranean. Pornind de la cele două tipuri de climat, este ușor de găsit și alte deosebiri. Am ales precipitațiile, întrucât în climatul mediteranean precipitațiile sunt mai reduse în anotimpul de vară. Iată, valori de 500 de milimetri pe an până la 1000 în Spania, spre deosebire de Regatul Unit, care are precipitații ridicate, peste 1000 milimetri pe an. Ultima cerință la subiectul 1, prezentați o cauză a erupțiilor vulcanice din statul a cărui oraș capitală este marcat pe hartă cu numărul 10. Identificăm pe hartă numărul 10, este vorba despre Reykjavik, capitala Islandei. În Islanda se manifestă un vulcanism activ datorită faptului că este o insulă vulcanică formată într-o zonă de rifturi, numită dorsala medio-atlantică, deoarece se află în mijlocul Oceanului Atlantic. A doua cerință, prezentați un factor care influențează dezvoltarea turismului în statul al cărui oraș capitală este marcat pe hartă cu numărul 1. Ne uităm pe hartă și vedem că numărul 1 este vorba despre Grecia. Potențialul turistic natural, care se referă la relief litoral, clima mediteraneană, favorizează dezvoltarea turismului balnear maritim în Grecia. Ne uităm la baremul de evaluare și vedem că se acordă câte două puncte pentru fiecare cauză corect prezentată sau fiecare factor. Se acordă doar un punct pentru răspunsuri parțiale sau incomplete. De exemplu, la subiectul 2, dacă veți nota la Grecia doar climat, fără să și explicați în ce constă potențialul turistic, veți primi doar un punct. Al doilea subiect, precizați numele orașului marcat pe hartă cu numărul 4. Este vorba despre Focșani. Răspunsul corect. Numele râului marcat pe hartă cu numărul 9. Este vorba despre Ialomița, un afluent al Dunării. Scrieți pe foaia de examen răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos. Râul marcat pe hartă cu numărul 10 se numește. Identificăm acest râu. Este vorba despre Bistrița, un afluent al Siretului care traversează grupa centrală a Carpaților Orientali. Răspunsul corect este Bistrița. Bazinul carbonifer Modru-Rovinar este străbătut de râul marcat pe hartă cu numărul. Numărul 7 e vorba despre râul Motru. Orașul marcat pe hartă cu numărul 5 se numește. Identificăm 5. Este un oraș port la Dunăre, Giurgiu. Orașul Giurgiu. Următoarea categorie de cerințe cuprinde teste grilă cu variante de răspuns și veți scrie pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Din subsolul unității de relief,
marcate pe hartă cu litera H se exploatează. Identificăm această unitate, este vorba despre subcarpații getici și ne amintim de la lecția resurse că aici se exploatează cărbun, petrol, sare. Ne uităm la variantele de răspuns și observăm că singura variantă corectă este D, 1D, petrol. Soluri din clasa molisoluri, de tip cernoziom și soluri bălane, se găsesc în unitatea de relief marcată pe hartă cu. Ne amintim de la lecția soluri că molisolurile se întâlnesc în trepte, în unități de relief, cu altitudini mai mici de 300 de metri. Dar avem aici un indiciu important care se referă la solurile bălane și ne amintim că ele se întâlnesc numai în podișul Dobrogei. Și atunci răspunsul corect va fi C mare, respectiv 2B. Orașul marcat pe hartă cu numărul 1 este străbătut de. Iată orașul cu numărul 1, este vorba de Oradea, străbătut de Crișul Repede. Răspunsul corect este 3D. 4. Influențe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief marcată pe hartă cu. Ne amintim de la lecția climă că influențele oceanice se manifestă pe teritoriul României, în partea de vest, până la Carpații Orientali. Dintre variantele de răspuns, cele care corespund răspunsului corect este varianta A, am și notat-o aici, 4A, e vorba despre dealurile Silvaniei. 5. Râul marcat pe hartă cu numărul 12 și avem aici 4 variante de răspuns. Poate fi afluent al râului Mureș, nici într-un caz, deci nu este o variantă corectă. Izvorește din munții Poiana Ruscăi? Nu. Izvorește din munții Apuseni? Se numește Someșul Mare? Nu, pentru că, de fapt, este un afluent al Someșului Mare și atunci singura variantă de răspuns este D. Prin urmare, străbate orașul Cluj-Napoca. D. Prezentați trei deosebiri între relieful unității marcate pe hartă cu litera D și relieful unității marcate cu litera F. Iarăși vă sugerez să citiți cu atenție cele trei note de subsol. Nota 1. Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului. Mod de formare, categorii sau tipuri de roci, altitudini, grad de fragmentare, trepte de relief, tipuri de relief, orientarea culmilor sau alte aspecte ale reliefului. Nota 2. Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ și nu separat. De asemenea, nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire în răspunsul scris la unitățile de relief respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. Baremul de evaluare ne arată că se acordă câte 2 puncte pentru fiecare deosebire corect formulată. Identificăm unitățile de relief, cea notată cu D este Câmpia Moldovei sau Ajijiei, după numele râului care o străbate. F este grupa sudică sau a curburii. Pornind de la modul de formare al celor două unități de relief, găsim din start o deosebire. Unitatea D s-a format prin depunerea sedimentelor pe un fundament foarte vechi, ce aparține platformei este europene, spre deosebire de unitatea notată cu litera F, care s-a format prin mișcări orogenetice, decutare și încrețire a scoarței. O altă deosebire este legată de altitudinea reliefului, care este de până la 300 de metri în unitatea D, spre deosebire de unitatea F, în care altitudinea este de până la 2000 de metri. Ne amintim că altitudinea maximă în grupa sudică este în munții Ciucaș, 1954 de metri. A treia deosebire, în unitatea D, relieful este format din roci sedimentare, dar atenție, dispuse în strate orizontale sau înclinate, spre deosebire de unitatea F, în care domină flișul. Fliș însemnând roci sedimentare cutate. Sigur că mai putem avea în vedere și alte deosebiri, pornind de la gradul de fragmentare al reliefului, care este unul ridicat în zona montană și redus în unitatea D, deci poate fi ridicat în F, redus în D.
Cerința E. Prezentați două elemente, premize naturale, care favorizează cultivarea cerealelor în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera G. Identificăm această unitate. Este vorba despre câmpia Olteniei, situată în vestul câmpiei române. Relieful neted de câmpie favorizează lucrările agricole. O altă premiză, solurile fertile din clasa molisoluri favorizează cultivarea cerealelor în această unitate. Conform baremului de evaluare, se acordă câte două puncte pentru fiecare premiză naturală corect prezentată. Pentru un răspuns parțial se acordă un punct. O sugestie legată de modul de redactare a răspunsurilor, a nu se confunda prezentați cu precizați. Atunci când apare această cerință, prezentați, explicați într-o propoziție logică răspunsul legat de cerință. Subiectul al treilea. Reprezentarea grafică se referă la regimul precipitațiilor lunare multianuale la Valeta. Prima cerință. Precizați valoarea maximă lunară a cantității medii de precipitații, precum și luna în care se înregistrează. Analizăm graficul și vedem că valoarea maximă este în luna decembrie și citim valorile cuprinse pe axa verticală. Vedem că aceste valori sunt din 5 în 5 mm, iar valoarea maximă pentru luna decembrie este de 103 mm. Ne uităm la barem și vedem că se acceptă orice valoare cuprinsă între 101 și 104 mm. Valoarea minimă lunară a cantității medie de precipitații, precum și luna în care se înregistrează. Analizăm graficul și observăm luna iulie cu 0 mm precipitații. Conform baremului, vom primi 2 puncte. Următoarele cerințe. Precizați două luni în care cantitatea medie de precipitații este între 80 și 100 de mm. Putem reprezenta pe grafic repere pentru a obține răspunsuri corecte și iată, se observă luna ianuarie, luna octombrie sau noiembrie. Pentru oricare două luni dintre acestea veți primi 2 puncte. Calculați diferența dintre cantitățile medii de precipitații ce cad în lunile februarie și august. Identificăm pe reprezentarea grafică valorile pentru februarie, respectiv 60 de mm, și pentru luna august, în jur de 7 mm. Făcând diferența, obținem 53 de mm, se încadrează între valorile din barem, vom obține 2 puncte. Următoarea cerință, precizați tipul de climă în care se încadrează diagrama de mai sus. Printr-o analiză atentă a graficului observăm o perioadă din an când precipitațiile sunt mai ridicate, o perioadă din an când precipitațiile sunt mai scăzute. Este o caracteristică a climatului mediteranean și pentru a avea un răspuns corect mai avem un indiciu pe acest grafic și anume graficul se referă la Valeta, capitala statului Malta, situată în Marea Mediterană. Prin urmare, răspunsul corect este climat mediteranean sau subtropical. Pentru Bulgaria, precizați numele a 3 state vecine, România, Serbia, Grecia. 3 unități de relief, munții Rila, munții Stara Planina, câmpia înaltă a Dunării. 2 cursuri de apă, Marița, Struma. Evident, putem lua în considerare fluviul Dunărea. 2 porturi la Marea Neagră, Burgas și Varna. Pentru fiecare răspuns corect vom primi câte un punct, în total 10 pentru subiectul C. D. Tabelul de mai jos prezintă câteva date demografice ale populației Franței. Pe baza acestor date calculați bilanțul natural pentru anul 2000. Bilanțul natural. Pornim de la formula de calcul. Diferența dintre natalitate și mortalitate, înlocuim valorile din tabel și obținem o valoare prin diferență
266.804 locuitori, ne confruntăm cu baremul și observăm că am obținut valoarea corectă, pentru care vom primi 2 puncte. Următoarea cerință, calculați cu câți locuitori a crescut populația Franței pentru perioada dată. Vom face diferența dintre populația anului 2020 și populația anului 2000. Printr-un calcul simplu, vom obține această valoare, o confruntăm cu datele din barem și observăm că este un răspuns corect, pentru care vom primi de asemenea 2 puncte. Prezentați o cauză care determină valorile pozitive ale bilanțului natural al populației din Franța, spre deosebire de valorile negative înregistrate în multe țări din Europa. Mergând pe o gândire logică, dacă luăm în calcul formula bilanțului natural, observăm cu ușurință că dacă rata natalității este mai mare decât rata mortalității, automat vom înregistra valori pozitive ale bilanțului natural în Franța. Însă putem lua în considerare și realitatea existentă în Franța, și anume faptul că această țară are o politică pronatalistă cu măsuri de protecție socială. De asemenea, putem lua în considerare factorul religios. În Franța domină populația catolică, 65%, urmată de islamism, între 7 și 9%. Comportamentul demografic al acestei minorități are la bază o rată a fertilității ridicate. Subiectul 3. Tabelul de mai jos prezintă producția de oțel din Suedia în anul 2003. Prima cerință. Prezentați o cauză care determină înregistrarea unei producții mari de oțel în Suedia. Existența resurselor bogate, cantitativ, de minereuri de fier de mare calitate, concentrație ridicată a fierului, explică producția mare de oțel în Suedia. A doua cerință. Precizați două resurse de subsol utilizate la fabricarea oțelului, pe lângă minereurile de fier, mangan sau nichel. În speranța că informațiile transmise vă sunt de un real folos, vă doresc mult succes la examenul de bacalaureat și nu uitați că drumul către succes este pavat cu muncă, efort și concentrare. Toate cele bune! La revedere! Acestea au fost lecțiile de astăzi, dragi prieteni. Ne revedem luni de la ora 15 să ne pregătim împreună pentru bacalaureat. Emisiunile noastre se găsesc și online pe site-ul tvr.ro sau pe canalul de YouTube al TVR. Suporturile de curs și temele date în emisiune sunt postate pe pagina de Facebook Teleșcoala TVR. Weekend reușit să aveți! Sponsor iqboard.ro